Da, frumos, ceva elegant, om, mai ție să mai gata, tata, gata, gata, uite, acum punem și noi bazile în ierbării, se vede doamna Daniela, da, asta este sămânță de iarbă, aici în două, asta nu e sămânță de iarbă, ce vi se vede aici, a? Dar nu mai contează, punem așa ca să se facă, dragii mei, ăsta-i tati, ăsta-i Daniela, ăsta-i, pentru chestia asta s-a lucrat 7 ani, două firme, una a lucrat pe 95%, una 5%, 7 ani pentru așa ceva. În țările civilizate. Ăsta e terminal, doamna Daniela, poate nu știa. Era terminal, un terminal foarte serios, un terminalul 2 a aeroportului Suceava. Aici se va face terminalul 3. Peste încă vreo 100 de ani. Ideea e alta. Ideea este în felul următor. Aia de la Iași râd de noi. 14.000 de metri pătrați. Noi mai pe low. Mai până într-o 1000, ca să nu exagerăm foarte tare. Dragii mei, azi la Suceava am văzut atâta lume bună de a-mi crezut că ceva s-a întâmplat. Dar nu, nu. Despre asta e vorba. Urmăriți un material, simțiți-vă bine. E prea bun, prea ca la țară, prea ca aeroport de provincie. Și pentru că orice lucru mic trebuie umflat puternic, urmăriți material, nu înainte, un share, un like, comentariile după. Să procedăm. Zborul lui Izer în direcția Treviso, vă rog să vă prezentați acum la poarta de îmbarcare numărul 1. If there any passenger traveling with Wizz Air direction Treviso, please present it now. Să rămână, doamna deputat, felicitări pentru această deosebită investiție. Această deosebită investiție nu mi aparține, dar este investiție binevenită. Binevenit. Așa zice toată lumea, că e binevenit. Dar nu e bine plecată, știți cum e. Deși de la plecări, da? Nu e bine plecată, e binevenită. Dragii mei, inaugurăm terminalul. Fii atent aici, Daniela. Uite-te un pic aici. Uite-a un pic mândreții, terminalul, uite-a. Uite-a. Uite aici, așa. Îl vezi? Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 de metri lungime. Cam asta. Cam asta. Hai să vedem câte oficialități pentru fiecare metru de lungime e nevoie ca să inaugurăm un terminal. Hai înăuntru! Nu-ți opri! Noi nu avem bani să stăm aici. Merge cu plecări, aici trebuie să vii cu un cașul gros. Da? Gate 1, gate 2 și 3. Fii atent aici. Fii atent. Fii atent. Da? Noi venim pe invers, doamna Daniel. Noi venim pe invers, că așa au fost treaba. Fii atent aici, treabă serioasă, treabă frumoasă. Hai. Hai, treabă serioasă. Ce e important că putem, cum v-am spus, să operăm concomitent două curse de extern și o cursă de intern. Am avut momente când era înghesuială mare și am încercat să rezolvăm această problemă. Asta înseamnă că, practic, capacitatea de procesare aici se dublează la aeroportul Ștefan cel Mare din Suceava. Sigur, cu tot ce e aferent, ați întrebat de polițiști de frontier, o să vă aștepte acolo în cabine să vă explice. Ăsta e fluxul de plecări, se coboară fie cu liftul, fie pe scări. Persoane cu handicap sunt, cred că, dotările. Noi am obținut ultimile avize zilele trecute de la ISU și de la ISCIR pentru lifturi. Apropo de faptul că pe 14 noi am semnat recepția definitivă și până azi, când am dat hotărârea de Consiliul Județean, au fost nevoie de toate aceste etape ca să putem, să intrăm normal. După ce facem deschiderea noi, într-o oră, serviciile de securitate pun în dispozitivele de control și vor trece pasagerii pe aici. Deci peste o oră va fi funcțională toată zona asta. Mai mult o să vă spun acolo sus, dacă vreți, dacă mai e presă care așteaptă, că sunt câteva date care aș vrea să vi le spun, să le rețineți legate de curse, legate de capacitate, cu niște lucruri interesante. Pe unde ne poți duce, domnul Măriuța, la terminalul open intern? Nu l-au văzut. Tot pe aici?
Na. Trebuie să vină cineva cu cardul. Dana, te rog să urmărești faptul că s-a pus asfalt proaspăt aici, da? S-a dat cu asfalt proaspăt. Te rog să reții acest aspect foarte important. Suntem la, ce vă spuneam, un terminal mai mic sau un corp de 164 de metri pătrați. Acest perete dispare într-o oră de aici, ce vedeți în spate, e provizoriu, pentru că mai este acolo cel vechi la plecări, plus ăsta 185 de locuri, din câte știu eu, pentru plecări interne. Pe aici va fi. Noi tot am vorbit de corpul de terminal, dar de bucățica asta n-am vorbit niciodată și nu era rezolvată problema cu plecările interne și atunci am extins plecările interne, civilizat să fie și pentru cei care pleacă spre București, în special dimineața. Deci e o problemă rezolvată. Chiar dacă este avion, știți foarte bine că nu-ți dă drumul să pleci, că nu-i plecat Antalya sau nu știu care, stai și aștepți până vin. Dar acum putem să avem două avioane mari la plecare și un avion mic la plecare concomitent în același timp, ceea ce e un câștig pentru pasageri aici la Suceava. Da. Ăsta e un, să spun așa, mini terminal de plecări. Hai. Da. Asta. Bine, mergem înapoi ca să putem să participăm la inaugurare. Strângeți rândurile. Veșia și nevoia, apără, mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Da, domnul Daniel. Vreți la toaletă? Haideți. Nu știți ce se întâmplă acolo? Unde? Aici, alături. Ce alături, domnul Daniel? De parture, nu? Suntem?
La... Nu termina. Hai să-ți arăt toale, ce frumos, ceva elegant, până nu, se... până nu vin băieții de dincolo, că să-mi rezolvi. Am uite aici, ce frumos, faianță, rosturi, din ala de 2 mm. Elegant, da? Da, Daniel. Hai, intrăm la femei sau la bărbați? La, hai la bărbați, hai, că... Bună ziua! La bărbații pe sărăci! Uite ce... Hai, pune piciorul în ușa acolo, ca să te așa, să-ți arăt, să-ți arăt tot. Păi piciorul, păi piciorul. Și toaleta, uite aici. Ha, dar mai avem o cameruță. Hai, că ce frumos, doar Daniel. Crezi chiar așa? Chiar așa, ia. Nu, da drumul la apă, dar... Necas... Hai că merg, hai că treaba e bună. Hai, doamne, hai, ce închizi, deschizi, deschizi. Unul se închide așa, unul se deschide așa, vezi? Unul se deschide așa, unul se închide, dar e bun, hai că treaba e bun. Hai că e frumos, pa, elegant, eleganță, am venit să vă arătăm la început, până nu dăm drum. Că după ce dăm drum, așa ce sunt? Asta să fie uscător, ia! Ieși, Daniel, ieși, că treaba nu-i bună. Hai să vedem și la doamne, ia! Bună ziua! Suntem primii, să știți, nu-i nou. A, la doamne, altceva, la doamne, altceva, doamne, e frumos, lux, elegant. Ha, asta deschide așa. Cam pânghesuia, așa, într-un fel, tot e bine. Hei, merge, merge. Hârtie igienică avem, să pun, este ea. Hai tu prea multe pretenții. De ce trebuie să pun? La ce trebuie să pun? Hai că de la nevoanei... Cum să pun-o? Ia. Ia. Acum? Nu? Bun, apă este, restul mai contează. Frumos, frumos aici. Haideți, haideți, da? Poftiți. Poftiți. Păi da, nu mai e oricum mai. E foarte importantă toaleta, ai să râzi. Spune-mi ce... Poftiți, poftiți. Nicio problemă, noi făceam o toaletă. Haideți că nu ceva. Spune-mi ce toaletă folosești ca să-ți spun ce fel de aeroport ești. Și o toaletă super elegantă. Uite, frumos, pentru persoane cu handicap, pentru mămici, ca să schimbi scutece la copii. Deci absolut în regulă. Bravo. Așa da. Hai. Hai, Dani. Hai, curaj. Suntem la sosire și ieșire. Hai, hai, vin încoace. Aici se va și ieși, doamna Dana. Se vede, da? E un mix. Că dacă te uiți atent, vezi, sosiri, face sosirile, da? Da. Ai venit, Tom, a zis să rămână, aici te pupăcești, știi? Ce mai faci, scumpul, ai venit, meu, e mare lucru că le-au dat un loc unde să stea. Vorbesc foarte serios, că le-au dat un loc. O să le dea și un... Hai să-ți arăt acum ceva ce mie nu mi-a displăcut în mod deosebit. Fiată, deci tu pe aici ești, da? Ai venit la Suceava, hai să-ți arăt să trăiești, bună ziua. Hai să-ți arăt ceva elegant și numai la Suceava ai să vezi. Dacă Doamne ferește, plouă, uite acolo, de acolo vine o tură și cel mai mult vine de aici. Aici când vii cu bagajul, va fi ceva frumos, ceva elegant. Îmi cerem scuze că nu, noi suntem cu rău în față, pune rău în față. Ăsta când, dacă vine cu putere, doamna Daniela, ăsta e Dumnezeu aici. Ăsta e Dumnezeu, îți clătești un pic picioarele că nu intri în Suceava chiar, că Suceava e curată. Și ca să nu cumva să intri pe nesimțire, așa, știi? Hai, vină cu aici, ia unge. Mai dai și tu cu ignor ce ai să vezi aici, niște cabluri astea, n-ar importanță. Clădirea asta oricum o dăm jos. Da, de râmă, na. De râmă. Mai, la ce este anul ăla bună idee? E bun, lasă că e bun așa. Pe aici, și de aici intre de aici intre în parcare și mergi mai departe. Dragii mei, după 7 ani de chin și jale, s-au inaugurat cel de-al doilea terminal. 7 ani a fost nevoie și de 2 firme contractante și de... Doamne! Da, să sperăm că va fi într-un ceas bun. Sus inimile, sus aripile, ce vreți dumneavoastră? Ce, cum vreți dumneavoastră să... Ce? Asta e bun asta, nu? Asta e bună, ce uite, se leagă... Gardul este legat pe bază de sârmă. Întotdeauna să știi, doamna Daniela, că dacă ai o sârmă bună, oțelită, nu mai ai nevoie de absolut nimic. Sus inimile!